Este o bucurie, un privilegiu și o binecuvântare să fim în casa Domnului în această dimineață de sabat. Vă invităm să deschidem programul și serviciul divin cu imnul 23, Măriți din suflet, măriți pe Domnul. Tată Sfânt, care ești în ceruri, venim în numele Domnului Iisus să-ți mulțumim pentru marele har pe care ni-l oferi de a fi în viață și de a ne întâlni în casa ta de rugăciune. Amin. Îți mulțumim pentru încă un sabat pe care ni-l oferi. Te rugăm, Tată Bun, ajută-ne ca în acest sabat să te mărim cu adevărat și să onorăm numele Tău prin atitudinile noastre, gândurile și vorbele noastre. Te rugăm, ajută-ne ca plecând de aici să luăm decizia de a ne schimba și știm că nu putem face singur aceasta, ci doar prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. De aceea te rugăm să-L reverși în măsură bogată asupra fiecarei persoane care se află astăzi aici sau va asculta mesajul prin intermediul internetului. Te rugăm să reverși Duhul Sfânt peste vorbitorul Tău, să ajungi ca mesajul să fie împuternicit prin Duhul Sfânt și toți cei care-L ascultă să fie schimbați. Îți mulțumim pentru că ne iubești și pentru că ne oferi harul de a fi încă în viață și de a ne întoarce la Tine. De aceea te rugăm să ne ajuți să nu mai amânăm această schimbare, ci să facem decizii astăzi. Ne rugăm toate acestea în numele Domnului Iisus și îți mulțumim că vei asculta rugăciunea noastră. Amin. Thank you.
Vă salut cu pacea Domnului! Binecuvântarea de a fi în casa Domnului este una deosebită și îi suntem recunoscători că ne aduce aici, ne strânge împreună, ne închinăm Domnului în locașul acesta sfânt și frumos. Vă aduc salutul bisericii din New York. Sunt câțiva frați și surori acolo care vă salută și vă iubesc. Nu se aude. Se aude acum? Nu știu dacă funcționează acest microfon sau trebuie să rămân aici. Dacă trebuie să rămân aici, voi rămâne aici. Spuneam că vă salut cu mult drag. Îi salutăm și pe cei de pe internet care ascultă serviciile noastre din acest loc. Aduceam și salutul bisericii din New York. Sunt frații noștri de acolo care vă transmit salutări și sănătate. Este o binecuvântare să fim o biserică, să avem o credință, să avem un Mântuitor. Nu știu dacă avem și accesul la prezentare. Avem un pic de feedback aici în față. Încercăm să rezolvăm problemele. Întotdeauna avem mici probleme, dar sunt convins că le putem rezolva în timp scurt. Tema de astăzi se numește Dumnezeul celor care nu îmbătrânesc niciodată. Amin, spun unii frați. Amin. Aș vrea să citesc din Scriptură câteva versete. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel prin Moise, când umbla Israel prin pustiu, și acum iată că azi sunt în vârstă de 80 de ani și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. A cui sunt aceste cuvinte? Părerele sunt împărțite, mulțumesc. E vorba despre Caleb. Da. Da, este un om puternic. Spune că după 40 de ani de mers prin pustie, era tot așa de tare și tot atâta putere avea acest om. Cine nu ar vrea să fie ca acest om credincios? După 40 de ani să nu se simtă că timpul a trecut. Să fii la 85 de ani ca la 45. Este ceva remarcabil, într-adevăr. Vorbim astăzi despre Dumnezeul celor care nu îmbătrânesc niciodată. Recunoscută sau nerecunoscută, dorința omului de a trăi mult și bine este evidentă în toate perioadele istoriei. Nu neapărat să trăiască mai frumos, mai curat, mai sfânt, dar întotdeauna omul a dorit să trăiască mai mult și mai bine. Și această dorință de a trăi mai mult și mai bine poate fi explorată uneori de slogane electorale, de industria farmaceutică, cosmetică, de servicii care sunt oferite pentru ca oamenii să rămână tineri, să nu îmbătrânească, să rămână frumoși și să-și prelungească viața și tinerețea cât mai mult timp posibil. Totuși, trăim sub o declarație făcută de Dumnezeu în Geneza. Avem o altă problemă. Mulțumesc. În Geneza, în capitolul 6, unde spune astfel: când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Și acum urmează o mare problemă. Până acum pare că totul este frumos. Versetul 3. Atunci Domnul a zis: Duhul meu nu va rămâne pururi în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă, totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat în versetul 2 și versetul 3? Este evident. Poftim? Lumescul? Da, mulțumesc. Spune acolo că fiii lui Dumnezeu, care erau curați și nu erau păcătoși,
au început să păcătuiască și acest lucru a făcut ca aici în Geneza 6 să avem primul moment în istorie în care viața omului este semnificativ scurtată. În istoria modernă sunt foarte puțini oameni care au reușit să ajungă la vârsta de 120 de ani sau chiar să depășească această vârstă. Majoritatea populației trăiește mult mai puțin decât 120 de ani. În Geneza, în capitolul 6, spuneam că suntem chiar înainte de potop și aici apare prima reducere semnificativă a longevității. Metusala a trăit 969 de ani, este cel mai longeviv personaj din Sfânta Scriptură. Avem pe Iared, care a trăit 962 de ani. Iared a fost, este încă feedback aici în față, Iared a fost tatăl lui Enoch și a trăit 962. Noe a trăit 950 de ani, mulțumesc, și Adam a trăit 930 de ani. Media celor mai longevivi oameni de la Adam până la Noe este de aproximativ 950 de ani. Atât obișnuiau oamenii să trăiască în perioada respectivă, evident, cei mai longevivi. Și apoi Dumnezeu vine și spune 120. Este o reducere de 832 de ani pentru cei mai longevivi. Asta înseamnă undeva la aproximativ 88%. Omului este dat să trăiască 10-12% maxim din viața populației din primele generații. În Psalmul 90, Moise face o analiză statistică. Cred că nu se pot folosi acest telecomand, dar aș vrea să mergem la următorul slide, în care spune că anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Moise folosește aici pluralul, dacă vedeți, anii vieții noastre. Pentru că el generalizează vârsta societății din care face parte și spune că oamenii de atunci trăiau aproximativ 70 sau 80 de ani pentru cei mai tari. Nu ne spune cine erau cei mai tari, dar cei mai tari trăiau 80 de ani. Aș vrea să mergem la următorul slide, în care ni se prezintă situația actuală. Textul este destul de mărunt scris acolo, dar este un raport de la CDC care spune că populația în Statele Unite are o speranță de viață de 76 de ani. Și am putea concluziona că 76 este între 70 și 80. Putem spune că nu s-a schimbat nimic de la Moise până acum? Da, nu prea putem spune acest lucru. Pentru că ceea ce se întâmplă astăzi nu s-a întâmplat aproape niciodată pe parcursul istoriei, pentru că oamenii în cea mai mare parte a istoriei au trăit mult mai puțin. Speranța de viață în cele mai lungi perioade din istorie a fost undeva la 30-50 de ani. Dar prin tehnologia de astăzi, prin medicină, prin toate formele de prelungire a vieții și condițiile de viață, în mod special salubritate, este posibil ca omul să trăiască astăzi, așa cum Moise preciza atunci, 70-80 de ani. Vedeți că bărbații trăiesc 73,5 ani, iar femeile trăiesc 79,3 ani. Este o diferență semnificativă. Și deși Moise ne spune că ne dă un interval, 70-80 de ani, nu știm cine trăiau 70, cine trăiau 80, dar astăzi știm cine trăiește 70 și cine trăiește 80. Cu alte cuvinte, știm cine sunt cei mai tari astăzi. Cine sunt? Femeile, un cor de femei a răspuns frumos. Femeile, într-adevăr, sunt cei mai tari astăzi, bazat pe statisticile pe care le avem acum. De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbații
astăzi. Vreau să vă spun că în Sfânta Scriptură sunt câteva exemple de bărbați care au trăit mai mult decât femeile. Dar se pare că în aproape orice perioadă a istoriei, din punct de vedere statistic, bărbații au trăit mai puțin. Și problema se pune de ce trăiesc mai puțin bărbații sau de ce trăiesc mai mult soțiile sau femeile în societatea noastră. Avem pe slide-ul următor un articol publicat de Harvard. Mulțumesc. În care ni se explică cei mai importanți factori pentru care bărbații mor mai repede decât femeile. În primul rând, bărbații își asumă riscuri mai mari. Își asumă riscuri în ce privește comportamentul. Alcool, tutun, droguri, activități recreative, sporturi și așa mai departe, mult mai riscante decât femeile. În al doilea rând, se angajează în locuri de muncă mai periculoase decât femeile. În al treilea rând, bărbații mor din cauze cardiovasculare mult mai frecvent și la o vârstă mai precoce decât femeile și sunt motive destul de serioase în această privință, care sunt cunoscute. Vreau să vă spun că din cauza că bărbații mor mai repede decât femeile din cauza bolilor cardiovasculare, majoritatea acestor boli au fost descrise bazându-se pe simptomatologia și pe prezentarea clinică a bărbaților. Și au fost destul de multe cazuri de femei care în cele din urmă au experimentat boli cardiovasculare, dar nu au fost diagnosticate corect din cauza faptului că bolile nu se manifestă exact la fel și în femei și au fost descrise în literatură ca fiind boli ale bărbaților, în mod special. E bine, desigur că politicile de gen profită de acest lucru și spun că este o dovadă a patriarhatului din care trebuie să ieșim neapărat, faptul că nu au fost diagnosticate bolile la femei, dar în realitate nu asta este motivul. Motivul este că bărbații mor mult mai frecvent și mult mai repede ca vârstă mai tineri de boli cardiovasculare. Al patrulea lucru înseamnă că bărbații tind să aibă un corp mai mare decât al femeilor. Acest lucru pare să scurteze speranța de viață în mamifere. Nu sunt suficiente dovezi deocamdată ca să aplicăm această concluzie și la oameni, dar poate fi unul dintre factori. Apoi, bărbații comit acte suicidale mai frecvent și mai eficient decât femeile. Un lucru iarăși destul de mult subestimat. Bărbații tind să fie mai puțin angajați sau conectați social. Femeile își formează o rețea socială mult mai puternică. E natural lor să facă acest lucru. Bărbații sunt mai izolați și acest lucru se pare că este un factor care contribuie la moartea prematură a lor. Și ultimul lucru, bărbații tind să evite doctorii și atunci când soțiile iau de mână și îi duc la doctor, în general, cele mai importante detalii le prezintă soțiile. Bărbații comentează din când în când și spun, nu-i chiar așa. Dar, în realitate, soțiile prezintă cele mai multe informații care sunt pertinente și bărbații tind să evite consultul medical. N-aș vrea să discut acești factori în detaliu, să insist asupra lor, dar cred că bărbații au ceva de învățat din acești factori care le-ar putea prelungi viața, dacă doresc acest lucru. Ne întoarcem la Scriptură. În Iov ni se spune așa. Iov a trăit după aceea, după suferința prin care a trecut, 140 de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. Și Iov a murit bătrân și sătul de zile. Iov a avut o bătrânețe destul de frumoasă. În Geneza, capitolul 25. Iată zilele anilor vieții lui Avraam. El a trăit 175 de ani, Avraam și-a dat duhul și a murit după o bătrânețe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile și a fost adăugat la poporul său. În 2 Samuel, capitolul 5, David era în vârstă de 30 de ani când s-a făcut împărat și a domnit 40 de ani. La câți ani a murit David? 70 de ani. A murit la o bătrânețe fericită, sătul de zile, de bogăție și de slavă și în locul lui a domnit fiul său Solomon. Ce au în comun acești oameni? O bătrânețe de care nu ți-e frică. O bătrânețe de care nu ți-e rușine. O bătrânețe care chiar o dorești. Ce anume face specială
îmbătrânirea acestor oameni. Mai avem un exemplu important și anume Moise. Moise s-a suit din câmpia Moabului pe muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga, în fața Ierihonului. Și Domnul i-a arătat toată țara, de la Galad până la Dan. Tot ținutul lui Neftali, țara lui Efraim și Manase, toată țara lui Iuda până la Marea de Apus, până partea de miază zi, împrejurimile Iordanului, Valea Ierihonului, cetatea Finicilor până la Tsoar. Domnul i-a zis, aceasta este țara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, zicând, o voi da seminției tale, ți-am arătat ca să o vezi cu ochii tăi, dar nu vei intra în ea. Moise, robul Domnului, a murit acolo, în țara Moabului, după porunca Domnului. Și Domnul a îngropat în vale, în țara Moabului, față în față cu Bet Peor. Nimeni n-a cunoscut mormântul până în ziua de astăzi. Observați că Moise, chiar înainte să moară, urcă pe un munte și nu se oprește, ci spune acolo că urcă pe vârful muntelui Pisga. Da? Câți ani avea Moise când a făcut această... Mulțumesc! 120 de ani. Spune următorul verset că Moise era în vârstă de 120 de ani când a murit. Vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse. Dacă Dumnezeu ne dă harul să îmbătrânim, așa ar fi frumos să îmbătrânim. Și când Dumnezeu îi cheamă la odihnă pe copiii săi, ferice de cei care își încheie viața ca Moise. Totuși, orice face Dumnezeu și orice îngăduie Dumnezeu este și va fi întotdeauna bine. Dacă moartea de martir îl slujește pe Dumnezeu, este bine să mori ca martir. Dacă moartea în misiune îl slujește pe Dumnezeu și aduce cinste lui, e bine să mori în misiune. Dacă Domnul îngăduie anumite boli să vină peste noi, El știe de ce trebuie și știe ce trebuie transformat și sfințit în viețile noastre. O problemă, totuși, sunt bolile care pot fi prevenite. Dar chiar și atunci, când suferim de boli care sunt consecința alegerilor și obiceiilor noastre greșite, în ce privește stilul de viață, ascultarea și întoarcerea la Dumnezeu și schimbarea obiceiilor va fi atitudinea care îl invită pe Iisus Hristos să ne fie aproape, să ne vindece, să ne mângâie. Mai mult și mai depres decât puterea, decât vederea care nu-i slăbise și puterea care nu-i trecuse, era judecata lui Moise, care la 120 de ani putea avea o conversație nu doar cu orice înțelept de pe pământ, ci mintea lui a fost binecuvântată să poată vorbi cu Dumnezeu până în ultima clipă. În versetul 10 ni se spune că în Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Modul în care ne raportăm la ceea ce ni se întâmplă spre finalul vieții noastre devine elementul cel mai important în experimentarea fericirii și a împlinirii în ultima parte a vieții. De obicei întrebăm, ce faceți, frate, cu tare? Ce să facem? Bătrânețea. Vezi că răspunsul nostru sugerează că a îmbătrâni ar fi oarecum o activitate cotidiană. Ne ocupăm cu acest lucru. Nu scăpăm de sub povara îmbătrânirii. Uneori întreb pe cei tineri și când vorbesc ei despre longevitate, unii spun, a, eu nu vreau să trăiesc prea mult. Mai bine, mai puțin decât să fiu bătrân sau ramolit, cum spun unii. Știți că ramolit este un cuvânt, ramolismentul reprezintă în acest context al discuției noastre, a discuțiilor tinerilor în general, reprezintă un proces al îmbătrânirii în care facultățile cognitive și fizice sunt în declin. Dar cuvântul la originea lui, ramolisment, înseamnă a se muia. Și tinerii spun, eu nu vreau să mor moale, eu vreau să mor tare, ca Moise. Așa, Moise era tare, dar Moise nu avea 20 de ani, Moise avea 120 de ani.
Dar această tendință de a privi îmbătrânirea și senescența dintr-o perspectivă negativă este destul de frecventă și ne-am obișnuit să o vedem într-o oarecare măsură normală. Solomon, în discursul său despre deșertăciune, descrie transformările fizice frecvent întâlnite spre finalul vieții. Acest text este mai mic, acolo o să-l citesc de pe iPad. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zile tinereții tale, spune în Eclesiastul, în capitolul 12. Până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nici o plăcere în ei. Și pe vremea lui Solomon, lucrurile stăteau în același fel. Bătrânețea era privită ca zilele rele și anii în care zici, nu găsesc nicio plăcere. Pierderea aceasta a plăcerii și zilele rele sunt destul de frecvent întâlnite în modul nostru de gândire. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele și până nu se întorc norii îndată după ploaie. Acest verset face referire probabil la diminuarea vederii, la o depresie care se instalează pe măsură ce îmbătrânim. Versetul 3. Până nu încep să tremure paznicii casei și să se înconvoaie cele tari, până nu se opresc cei ce macină, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre. Și avem aici o referire la artrită, la probleme reumatologice, avem iarăși problemele de vedere, problemele de dentiție, dantura, începe să cedeze. Versetul 4. Până nu se închid cele două uși dinspre uliță, când uruitul morii slăbește, pierderea auzului, te scola ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum. E vorba de anxietate, e vorba despre teama pe care o experimentează foarte mulți din cei în vârstă. Până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu strec poftele, căci omul merge spre casa lui veșnică, cea veșnică, și bocitorii cutreieră ulițele. Până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata de la izvor și până nu se strică roata de la fântână. Nu știu dacă această roată are semnificația pe care o dăm noi astăzi uneori declinului cognitiv, dar roata respectivă poate reprezenta modul de gândire și capacitatea de a gândi corect. Până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Acesta este modelul în care majoritatea oamenilor privesc îmbătrânirea. Și totuși, exemplele despre care am vorbit anterior, despre Iov, despre Avram, despre David, despre Moise, nu exprimă această suferință a îmbătrânirii. Deci Moise moare când era în putere, la 120 de ani, când poporul din care făcea parte avea o speranță de viață de 70-80 de ani. Eclesiastul atrage atenția în primul verset că pentru a nu experimenta, a spune eu, în mod dramatic această pleiadă de probleme, este important să-ți aduci aminte de făcătorul tău, de creatorul tău, de Dumnezeu, când? În zilele tinereții. Atunci este momentul de start pentru a preveni multe din efectele negative pe care le trăim atunci când îmbătrânim. Relația cu Dumnezeu schimbă perspectiva pe care o putem avea spre finalul vieții. Dacă îmbătrânirea și bătrânețea ar fi ceva foarte rău și în detrimentul omului, de ce longevitatea este văzută totuși ca o binecuvântare? Așa se spune că este o binecuvântare. Exod 20, capitolul 12. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Dacă zilele astea sunt rele, de ce să se mai lungească? Și totuși, dacă asculți porunca lui Dumnezeu, zilele se pot lungi și să nu fie rele. Bătrânețea poate să fie fericită. În Psalmul 91 spune așa: fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu.
Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Este viața lungă o binecuvântare? Cu siguranță. Ceva nu e în regulă în modul nostru de abordare a realității. Noi experimentăm bătrânețea ca ceva foarte negativ, dureros. Și totuși Biblia vorbește despre o viață lungă care trebuie să fie o binecuvântare. În mod cert, cu trecerea timpului, apar transformări ale organismului nostru. Și totuși, aceste lucruri pot fi nu evitate, dar pot fi duse la un minim care să permită trupului nostru să experimenteze fericirea. Vorbim astăzi despre vârsta cronologică și despre vârsta biologică. Vârsta cronologică este anunțată frecvent la anunțuri. Da? Câți ani am plinit fratele cu tare, sora cu tare. Vârsta biologică este vârsta trupului nostru, vârsta sănătății noastre, pe care în general nu o sărbătorește nimeni. Săptămâna trecută, un profesor de biologie de la Harvard, care este cercetător în prevenirea îmbătrânirii, și-a permis o astfel de sărbătoare a vârstei biologice. Și acest om a făcut o declarație și a spus că vârsta lui biologică este cu 10 ani mai mică decât vârsta cronologică. Și desigur că presa a profitat de această declarație, de notorietatea instituției din care acest om de știință face parte și a prezentat această sărbătoare a lui tuturor celorlalți. A apărut în presă acest articol și este vorba despre David Sinclair, care are 53 de ani, dar spune că din punct de vedere biologic organismul său se comportă și arată ca unul de 43 de ani. Și cercetările lui au dus la concluzia că acest fapt, această diferență, se datorează în mod covârșitor implementării a 4 obiceiuri esențiale. Vreți să știți care sunt? Cum să fim cu 10 ani mai tineri? Da? Asta este întrebarea. Numărul 1. Spune că o dietă bazată pe plante fără consum de alcool este primul secret. Vă că sunteți dezamăgiți. Știați de treaba asta. Am înțeles. Al doilea se numește postul intermitent. Să faci cât un post din când în când, să postești ca să trăiești mai mult și mai sănătos. Al treilea este reducerea stresului. Și al patrulea este exercițiul fizic făcut cu regularitate. Cum vi se par aceste secrete? Le-ați mai auzit? Știți că acești factori se aplică absolut oricui. Nu trebuie să fii în vârstă sau tânăr. Oricine poate să aplice aceste lucruri pentru a trăi mai bine, a fi mai sănătos și mai tânăr. Știu că sunt unii care cred mai mult în cercetările făcute de Harvard decât în ceea ce Dumnezeu ne-a spus prin profetul său Ellen White. Dar ca să vedem încă o dată frumusețea spiritului profetic, să reconsiderăm validitatea sfaturilor care sunt disprețuite de mulți, iată cuvintele scrise de Ellen White cu peste 100 de ani înainte de acest om. Dietă și hrană. Legumele, fructele, cerealele ar trebui să compună alimentația noastră. Niciun dram de carne nu ar trebui să pătrundă în stomacul nostru. A consuma carne este ceva împotriva firii. Trebuie să ne întoarcem către scopul pe care l-a avut inițial Dumnezeu la crearea omului. Acest lucru a fost scris în 1903, adică cu exact 120 de ani înainte, o viață de om. A cui om? Moise. Viața lui Moise. Deci 120 de ani au trecut de când Ellen White ne-a spus că o dietă bazată pe plante este cel mai bun lucru pentru sănătate. 1905,
cerealele, fructele, nucile și legumele constituie dieta aleasă pentru noi de Creatorul nostru. Aceste alimente, pregătite într-un mod cât se poate de simplu, sunt cele mai sănătoase și mai hrănitoare. Ele dau tărie, rezistență și o vigoare a intelectului pe care dieta mai complexă și mai stimulantă nu le poate da. După aceea, în ce privește alcoolul, singura cale sigură este să nu atingeți, să nu gustați, să nu umblați cu ceai, cafea, vinuri, tutun, opiu și băuturi alcoolice. Dietă și hrană. Acesta este un pasaj din Mărturii. Sunt unii care ar avea mai mult de câștigat, abținându-se de la mâncare o zi sau două pe săptămână, ar beneficia mai mult de la această abstinență decât de la oricât de mult tratament sau sfat medical. Pentru ei, cel mai benefic ar fi să postească o zi pe săptămână. Ce este acesta? Postul intermitent, așa se numește astăzi. La Harvard îi zicem postul intermitent. 1902. Exercițiul fizic. Acesta este un pasaj mai lung. L-am inclus integral pentru că eu cred că la acest capitol al exercițiului fizic merită să medităm un pic. Sunt câteva lucruri care cred că nu le împlinim așa cum ar trebui. Spune aici așa, o altă binecuvântare prețioasă în sfaturi pentru sănătate. Este mișcarea fizică efectuată în mod corespunzător. Sunt unii oameni nepăsători, inactivi, care nu sunt atrași de munca fizică sau de mișcarea fizică pentru că acestea îi obosesc. Și ce dacă îi obosesc? Întreabă profetul. Motivul pentru care ajung obosiți este tocmai faptul că nu își fortifică mușchii prin mișcare fizică, de aceea nu simt nevoia de exercițiu. Femeile și fetele bolnave preferă să-și ocupe timpul cu îndeleniciri mai ușoare. Dacă vor, cum ar fi, croșetat, brodat sau altceva. Dacă vor să se facă bine, bolnavii trebuie să înceteze să... Nu trebuie să înceteze să facă mișcare fizică, pentru că astfel ei își accentuează slăbiciunea musculară și debilitatea generală. Legați-vă un braț și nu-l puneți să facă nimic doar câteva săptămâni. Apoi dezlegați-l și veți descoperi că este mai slab decât cel pe care l-ați folosit cu moderație în aceeași perioadă. Inactivitatea are același efect asupra întregului sistem muscular. Sângele nu este capabil să elimine impuritățile, la fel cum ar fi posibil printr-o circulație activă, stimulată, prin mișcare fizică. Când vremea vă permite, cei care pot să facă acest lucru să se plimbe în aer liber în fiecare zi, și vara, și iarna. Dar cred că este important să luăm în considerare acest sfat. Mișcarea fizică niciodată nu este o problemă. Apoi urmează, care e ultimul factor? Stresul. Mulți suferă mai degrabă de boli ale sufletului decât ale trupului. Și nu vor găsi alinare până când nu vor veni la Hristos, izvorul vieții. Plângerile de oboseală, singurătate și nemulțumire vor înceta atunci. Bucurii tătătoare de satisfacții vor da tărie minții, sănătate și energie vitală trupului. Am un prieten cardiolog care le spune unor pacienți care sunt foarte apăsați de stresul și problemele vieții că uneori mai mult decât ceea ce mănânci contează ceea ce te mănâncă. Pentru că problemele vieții ne pot duce în zona în care să pierdem ani din viață pentru că ne consumăm în mod inutil. Pentru că nu știm să apelăm la ceea ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziție. Un creștin adevărat n-ar trebui să experimenteze vreodată nivele patologice de stres. În Divina Vindecare se spune că iubirea pe care Hristos o răspândește prin toată ființa este o putere dătătoare de viață. Fiecare parte vitală, creierul, inima, nervii, este atinsă de iubirea lui Hristos, aducându-i vindecare. Prin ea, cele mai înalte energii ale făpturii sunt puse în mișcare.
Ea dezleagă sufletul de vină și tristețe, de neliniște și griji care strivesc forțele vitale. Ăsta este stresul care mănâncă anii noștri. Odată cu ea, cu dragostea lui Hristos, vin sănătatea și stăpânirea de sine. Ea sădește în suflet o bucurie pe care niciun lucru pământesc nu o poate distruge. Bucurie în Duhul Sfânt. O bucurie dătătoare de sănătate, dătătoare de viață, aș putea adăuga aici, dătătoare de longevitate. Dar nu știam toate aceste lucruri. Știam despre dieta bazată pe plante, știam despre consumul de alcool, despre postul intermitent, despre stres, exercițiu fizic regulat, pentru că biserica noastră l-a recomandat de mai mult de 100 de ani. Dar pentru cine acceptă mai degrabă recomandarea cercetătorilor, cred că a sosit timpul să recitească cărțile minunate ale Spiritului Profetic, pentru că sunt multe alte lucruri pe care le poți face pentru a înainta în vârstă frumos și fericit cu Dumnezeu. În lume sunt 5 zone albastre, se numesc Blue Zones. Acestea au fost descoperite în urma cercetărilor demografice și s-a constatat că oamenii în aceste 5 zone trăiesc peste 100 de ani. Sunt foarte mulți, așa zici, centenari, cei care trăiesc peste 100 de ani. Și există o zonă în Italia, una în Grecia, una în Japonia, una în Costa Rica și una în Statele Unite. Toată lumea a zis Loma Linda, așa este. Loma Linda, una în Statele Unite. Să vorba despre Loma Linda. Aici este o zonă albastră în care se pare că sunt foarte mulți oameni care trăiesc peste 100 de ani. Și totuși, simplu fapt că avem locuința în Loma Linda nu înseamnă că vom trăi peste 100 de ani. Respectarea reformei sanitare, respectarea regulilor pe care Dumnezeu ne le-a dat, asigură oamenilor din această localitate o viață îndelungată, o viață frumoasă, o viață bună. Nu am un studiu care să confirme, dar este o mare probabilitate ca totuși românii adventiști din Loma Linda să nu fie printre centenarii din acest loc. Sau, mă rog, poate câte unul. Dar, frații mei, trăim într-o zonă albastră. Și dacă trăim într-o zonă albastră, consider că merită să aplicăm principiile. Da, este fiul meu, are mici probleme. El are o viață de trăit. Noi care avem mai puține ani ne putem concentra pe ce putem face acum. N-aș vrea să vă pierd aici. Deci, spuneam că faptul că trăim aici nu este suficient. Ci faptul că împlinim ceea ce ni s-a spus contează. Uneori merită să renunțăm chiar la obiceiurile culturale ale noastre. Și nu sunt deloc împotriva românilor sau românismelor, că iubesc pe români foarte mult și sunt mândru de acest popor frumos pe care îl avem, dar nu toate obiceiurile românilor sunt sănătoase. De aceea românii nu trăiesc peste 100 de ani, în general. Dar merită să trăim curat, să împlinim aceste lucruri. Mai ales că trăim în zona unde sunt mulți oameni care fac acest lucru și efectele le putem vedea în viețile lor. Vreau să spun că înainte accentuam exercițiul fizic ca fiind foarte important. Și un alt biolog de la Harvard declara în legătură cu exercițiul fizic și problemele care apar din cauza percepției pe care o avem în legătură cu exercițiul fizic. Spune acest om: cred că cel mai pernicios, cel mai grav, cel mai problematic, cel mai îngrijorător mod în care ne gândim la exercițiu fizic în lumea occidentală este că, pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, este normal să fie mai puțin activi fizic. Cea mai mare problemă pe care o descoperă oamenii de știință este nu lipsa exercițiului în mod special, ci modul în care gândim,
în legătură cu exercițiul fizic. Noi gândim că pe măsură ce îmbătrânim, ce înaintăm în vârstă, este normal să facem mai puțină mișcare fizică. De aici pornește totul. Articolul acesta pe care l-aveți aici spune că ca urmare a acestei credințe false, mulți americani în vârstă încetează să facă mișcare, ceea ce îi face să devină mai puțin apți, mai puțin condiționați, mai puțin antrenați, ceea ce la rândul său îi determină să facă și mai puțin exercițiu fizic. Este un cerc vicios care duce la ceea ce oamenii de știință numesc sarcopenie sau pierderea masei musculare și a forței. Nu trebuie să încetăm să ne mișcăm, nu trebuie să încetăm să împlinim aceste principii pe care le cunoaștem, ci dimpotrivă. Așadar, îmbătrânirea organismului, deși nu o putem opri, o putem controla, o putem modera într-o măsură atât de mare încât la finalul vieții să fim totuși atât de puternici încât să urcăm chiar și munții. Sau cei care chiar nu pot să-i urce, măcar să-i mute. Dar merită să încheiem viața în forță, să fim puternici. Aceste lucruri sunt despre fizicul nostru. Și cred că le cunoaștem, dar merită să le aplicăm, merită să trăim frumos și mult și sănătoși. Dar ce se întâmplă cu psihicul nostru? Ce se întâmplă cu psihicul atunci când îmbătrânim? Îmbătrânește și el sau rămâne tânăr? Îmbătrânește. Pavel declară în 2 Corinteni, în capitolul 4, versetul 16. De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. E deosebit acest verset. Știți că la un moment dat Iisus a spus că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți. Este un Dumnezeu al celor vii. Și dacă privim la modul în care oamenii cu adevărat credincioși au trăit, am putea spune că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor bătrâni, ci Dumnezeu este un Dumnezeu al celor care nu îmbătrânesc niciodată, care se înnoiesc din zi în zi. Totuși, pentru majoritatea oamenilor, odată cu înaintarea în vârstă, apar numeroase modificări comportamentale care sugerează foarte clar și demonstrează că și omul dinăuntru, în cele mai multe cazuri, îmbătrânește. Sau, cu alte cuvinte, să folosim textul din 2 Corinteni, se trece. Senescența sau îmbătrânirea este caracterizată de modificări comportamentale, precum nivele mai pronunțate de agitație și anxietate. Pandemia prin care am trecut a avut un efect devastator asupra celor în vârstă. Foarte mulți au murit din cauza anxietății, din cauza faptului că n-au reușit să gestioneze nivelul și doza de stres pe care au produs-o această pandemie. Prag de frustrare semnificativ redus. Nu mai există răbdare la bătrânețe. Îmi spunea un prieten nu demult că a obosit să răspundă fiecăruia după cum obișnuia să facă. Obosești. Nu mai ai răbdare. Starea de nervozitate este generată mult mai ușor. Devenim deranjați de multe lucruri care altădată erau tolerabile. Numărul 4. Apare episoade mai frecvente de comportament impulsiv. Am tot luat-o cu binișorul, da, până când? Acum o să spun tot ce am de zis, cât mai am timp. Pierderea interesului în lucrurile care erau dorite și plăcute. Dar ce rost mai are? La urmă se poate și fără. Și nu mai ne concentrăm pe lucrurile care ne plăceau odinioară. Apatie, singurătate, reducerea dispoziției de a socializa. Oricui, nimănui nu-i place, nu mă place, nimeni nu mă place, nu mă cheamă, nu mă mai iubește.
Apar destul de frecvent declarații în legătură cu împlinirea unor lucruri la moarte, la mormânt, la cimitir și alte elemente de referință pentru finalul vieții. Experimentați astfel de comportamente? Nu trebuie să răspundeți. Dar dacă experimentăm astfel de lucruri, asta înseamnă că omul dinăuntru a început să îmbătrânească și nu se înnoiește. Vă spun că dacă există probleme medicale sau psihiatrice, lucrurile devin și mai grave, pentru că acestea pot afecta comportamentul mult mai profund. Apar pierderea memoriei, declinul cognitiv, confuzie, dezorientare, probleme cu gestionarea finanțelor, cu depresia, accidente vasculare cerebrale, patologia destul de complexă la spre finalul vieții necesită tratamente. Aceste tratamente au efecte secundare și multe medicamente pot să schimbe chiar comportamentul. Cu cât e mai complexă problema, cu cât e mai gravă, cu atâta lucrurile se schimbă și cu omul dinăuntru. De aceea merită să fim cât mai sănătoși, pentru ca omul dinăuntru să nu sufere. Vreau să spun că există totuși și un anumit aspect oarecum pozitiv. Am găsit un studiu care spune că acest public a fost publicat în 2021 și a arătat că cei în vârstă sunt mai dispuși să ierte decât cei tineri. Așa spune aici. Totuși se pare că un factor important în această atitudine este dorința de a avea pace sufletească în clipa morții. Da, nu este chiar cea mai altruistă motivație de a ierta, dar contează faptul că există o dispoziție de a ierta spre finalul vieții. Un alt studiu este realizat de Universitatea din Iowa în 2018 și a concluzionat că pentru cei mai mulți oameni, pe măsură ce înaintează în vârstă, sunt din ce în ce mai puțin dispuși să admită că au greșit sau că sunt de vină. Există o infaibilitate pe care o dobândim spre finalul vieții. Studiul a fost realizat pe două grupuri. A fost un grup de adulți tineri și un grup de oameni în vârstă. În cazul în care și unii și alții au greșit în timpul studiului, dar nu au știut lucrul acesta, au considerat că au procedat corect, în cazul tinerilor s-a observat că, deși considerau că au procedat corect, exista o bănuială că ar fi putut greși undeva. Pentru cei mai în vârstă, această bănuială dispare complet. Și siguranța că au procedat absolut corect este foarte proeminentă. Un alt studiu a demonstrat că în timp degradarea anumitor circuite neuronale din creierul nostru determină diminuarea capacității de adaptare la situații noi. Și autorul studiului, într-un interviu, compară capacitatea de adaptare a creierului cu un mușchi care fie este folosit și se dezvoltă, fie este neglijat și se atrofiază. În alte cuvinte, dacă creierul nostru este stimulat constant ca să se adapteze la situații noi, să învețe lucruri noi, își va păstra și își va dezvolta capacitatea de adaptare în orice situație. Se pare că este un factor destul de important de prevenție a bolii Alzheimer. Să înveți tot timpul, să citești tot timpul, să crești tot timpul. Exemplele Scripturii ne arată că omul dinăuntru trebuie să rămână viguros, trebuie să rămână tânăr, să se reînnoiască, să fie capabil de iertare, de schimbare, de adaptare, de lucrare. Dumnezeu nu dorește să experimentăm lucrurile negative ale comportamentului. Niciodată, nici la tinerețe, nici la bătrânețe. Prezența Lui, într-un mod autentic, în sufletul nostru, o relație strânsă cu El, reprezintă singurul cel mai important factor care previne anxietatea, stresul, depresia, nervozitatea, frustrarea, impulsivitatea, singurătatea, apatia, izolarea și, într-un cuvânt, bătrânețea. Relația cu Dumnezeu face ca omul dinăuntru să rămână tânăr, să nu îmbătrânească niciodată. Un studiu publicat în 2021 a arătat că elementele de religiozitate, cum ar fi prezența regulată la serviciile de închinare, rugăciunea zilnică și a considera că religia este foarte importantă, sunt asociate în mod semnificativ cu nivele scăzute de boală Alzheimer și alte forme de demență. Cei care fac aceste lucruri
care merg în mod regulat la biserică, care se roagă în fiecare zi, care consideră că religia este importantă, sunt protejați comparativ cu cei care nu fac aceste lucruri. Și demența este mult mai rară în acest grup. Dumnezeu ne-a dat o mare binecuvântare prin cuvântul său și prin biserica sa. Scriptura este un obiect de studiu a cărui profunzime este atât de mare încât studiul ei nu se va termina niciodată. Am auzit oameni spunând, le știu pe astea. Oameni buni, nu se termină niciodată. Scriptura rămâne studiul nostru și acum și în veșnicie. De asemenea, comunitatea reprezintă o formă de suport și de angajare în lucrarea de evangelizare în care toți ar trebui să se implice, copii, tineri și cei în vârstă deopotrivă. Studiul cuvântului și participarea în acțiunile bisericii nu te vor lăsa să îmbătrânești. Planul Dumnezeu pentru viețile noastre este extraordinar. Dumnezeu nu dorește ca trecerea anilor să ne ducă la o viață mizerabilă, ci dorește să experimentăm fericirea tinereții, dar și a bătrâneții. Psalmistul spune, cel fără prihană înverzește ca finicul și crește ca cedrul din Liban. Cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Îi aduc roade și la bătrânețe, cum sunt? Sunt plini de suc și verzi. De ce sunt verzi? Ca să arate că Domnul este drept. El stânca mea în care nu este nelegiuire. Să văd acest cuvânt, sădiți, frumos, care exprimă apartenența, exprimă implicarea în viața bisericii. A fi sădit, avea rădăcini în biserică, înseamnă a fi implicat în tot ce înseamnă biserica aceasta. Iar motivația este extraordinară. A păstra sucul și tinerețea la bătrânețe, a fi, așa cum spune psalmistul, nu este la voia întâmplării și nu este degeaba. Este pentru ca să arătăm că Domnul este drept și sfânt. Deosebit acest gând. Rămâneți aproape de biserică, rămâneți aproape de tineri. Iisus a fost prieten cu tinerii. Copilașii au fost aduși la Iisus. Tinerii s-au strâns în jurul lui Iisus. Cu cât petrece mai mult timp personal cu Iisus Hristos, ajungem să semănăm cu El mai mult. Ajungem să fim mult mai aproape de tineri și să facem parte și din viețile lor mai mult decât o facem. Trebuie să ajungem să fim așa de buni, așa de dragi, așa de frumoși sufletește, încât tinerii să ne dorească să se bucure de prezența noastră. Iisus Hristos nu i-a atras pe tineri nici cu bomboane, nici cu telefoane, nici cu tablete, nici cu jucării, cu nimic. Era doar ceva special în privirea Lui. Era în cuvântul Lui, în vocea Lui, în atitudinea și dragostea pe care o avea, care atrăgea. Atrăgea. Și în jurul Lui erau copilași, erau tineri, erau adulți, erau toți. Așa cred că ar trebui să fie orice om al Lui Dumnezeu, ca Iisus Hristos. Am lăsat anul trecut bisericii o provocare și am spus că, în mod special celor în vârstă, că ar fi deosebit ca să-i aveți pe tineri în casele dumneavoastră ca să studiați Biblia împreună. Acesta este un program care are menirea să ne redescopere unii pe alții, să ne crească, să ne întinerească, dacă vreți, să prevină îmbătrânirea. Trebuie să fim și să trăim ca o comunitate. Au răspuns doar câteva familii la această invitație. Vreau să spun că au fost câteva invitații care nu au putut fi onorate, dar probabil dacă vor fi repetate, se vor rezolva aceste lucruri. Dar au răspuns puțini la această invitație, cel puțin anul trecut. Vreau să spun că am o relație deosebit de frumoasă și apropiată cu liderul dumneavoastră de tineret. Și știu că lucrurile nu prea s-au schimbat de atunci. Vă invit să aveți inițiativă. Luați inițiativa, chemați-i pe tineri, deschideți casele, studiați Biblia cu ei. Aceasta înseamnă o viață de biserică, o viață de familie. Aceasta înseamnă să socializăm, aceasta înseamnă să fim împreună și să nu lăsăm ca omul dinăuntru să îmbătrânească vreodată. Cuvântul lui Dumnezeu, studiat și aprofundat zilnic, cu rugăciune și dorința de a fi transformați după modelul lui Hristos, este cea mai mare forță care se opune îmbătrânirii comportamentale
emoționale și spirituale. Pentru că atunci când oasele și trupul devin mai uscate, spiritul și cugetul să rămână pline de suc și verzi, gata să schimbe trupul muritor cu unul nemuritor. Am întâlnit tineri îmbătrâniți de ideile și sălbăticia lumii acesteia și bătrâni juvenilizați de seva cuvântului lui Dumnezeu. Se poate întâmpla acest paradox. Ca să găsești oameni în vârstă care să fie mai tineri decât mulți copii și tineri care îi cunoști. O mărturie scurtă. Sora bunicii mele din partea mamei, mătușa Irina, poartă același nume ca și mama, a fost o femeie care a avut o viață de suferință, a avut probleme de sănătate, dar a fost și o viață de credință și de curăție deosebită. Și pe măsură ce înainta în vârstă, începea să piardă din ce în ce mai mult vederea și auzul. Și nu sunt lucruri foarte rare acestea, se întâmplă frecvent. Dar această persoană se lega în mod atât de ferm și atât determinat, determinat de cuvântul lui Dumnezeu, încât îți este rar dar să întâlnești oameni care fac acest lucru. A început să memorizeze scriptura carte cu carte, pasaje lungi, uneori cărți întregi, pentru ca nu cumva, atunci când își va pierde și vederea și auzul, să rămână fără cuvântul vieții lui Dumnezeu. Asta este un om care se înnoiește, un om care nu îmbătrânește înăuntru. E atât de frumos gândul acesta. Și ceea ce îl face dumnezeiesc este amprenta pe care o lasă asupra sufletului. Bunătatea Domnului se vede, se simte, se atinge atunci când întâlnești astfel de oameni. Este ceva inexplicabil de frumos în ei. Deși trupul este aproape țărână, sufletul este mai viu decât orice ai vedea vreodată. Este gata ca la înviere să primească un trup care să se potrivească frumuseții dumnezeiești din suflet și din gânduri. Prin harul Domnului, trupul, chiar dacă se trece, să vă fie sănătos și puternic. Dar să nu cumva să lăsați ca gândurile, comportamentul, credința și bunătatea să îmbătrânească vreodată. Amin. Pentru că viața este ceva frumos. Și ultima parte a vieții dorim să fie de asemenea frumoasă. Trebuie să începem de astăzi, spun celor tineri, celor în vârstă, aplicați principiile sănătății, contează și legați-vă de Dumnezeu ca omul dinăuntru să rămână veșnic, tânăr, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al celor care nu îmbătrânesc niciodată. Viața noastră să fie în mâna Lui. Vă invit să cântăm împreună Doamne, ia Tu viața mea, imnul 360.
tine. Să-ți mulțumim că Duhul Tău cel Sfânt dorește să locuiască în noi. Părinte, fă din trupurile noastre templul Duhului Sfânt. Dă-ne sănătate, ajută-ne să respectăm legile sănătății și prin aceasta să înaintăm în vârstă frumos și puternici. Ajută, Părinte, ca această sevă a cuvântului Tău să ne dea putere, să ne facă puternici, să ne facă o lumină pentru ca să arătăm lumii cât de puternic ești, Doamne, și cât de sfânt e cuvântul Tău. Ajută-ne ca în timpul care ne stă în față să ne lăsăm influențați de Duhul Sfânt în deciziile noastre, în faptele noastre, în viața noastră de zi cu zi, pentru ca să Te urmăm în toate lucrurile. Unește, Părinte, biserica noastră, fă-ne o familie, dă-ne puterea ca să trecem peste aceste schimbări de comportament, să lăsăm ca Duhul Tău cel Sfânt să ne ajute să fim curați, să fim aproape de cei tineri, să fim aproape de biserică, să iubim cu adevărat, să fim ca Hristos. Amin. Te rugăm, Părinte, toate acestea, prin numele Lui scump, a Ta să fie slava în veci de veci. Amin. Amin.